În timp ce fermierii protestau în fața guvernului, cabinetul de miniștri a aprobat două proiecte importante menite să sprijine activitatea agricultorilor. Este vorba de ajutor financiar oferit agricultorilor micro și mici, care au fost afectați de crizele anului 2022. De asemenea, a fost stabilit regulamentul privind repartizarea motorinei acordate de partenerii externi. Abordarea suportului financiar în valoare de 200 de milioane de lei pentru fermierii micro și mici și doar pentru culturi de prima grupă va facilita situația financiară precară circa 3.000 de fermieri din Republica Moldova. Aceste ajutoare vor ajuta la prelucrarea a circa 276.000 de hectare de terenuri ce au fost însămânțate cu culturi de prima grupă. În același timp, autoritățile au aprobat și regulamentul privind stabilirea cuantumului de motorină din ajutorul umanitar extern acordat de România. De ajutor vor beneficia fermierii căror recolta culturilor din fitotehnie a fost afectată de secetă 50% și mai mult, conform actelor de constatare. Eligibili sunt fermierii care gestionează până la 1500 hectare, a căror suprafață se calculează conform formulei stabilite. Ajutorul sub formă de motorină va da posibilitate fermierilor să pregătească solul pentru roada anului 2024 și să desfășoare campanie de recoltare a culturilor de grupa a doua. Ajutorul urmează să fie calculat de Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură în baza cererilor depuse. Modul de calculare a ajutorului se va efectua după identificarea suprafețelor eligibile per solicitant și a coeficientului de categorie în funcție de suprafețele gestionate.